Domnule primar, vedem foarte multă activitate în această zi aici. Spuneți-ne despre ce proiect este vorba. Este vorba de modernizare, reabilitare și asfaltare drumuri comunale într-un număr total de 13. Sperăm cu aceste 13 drumuri până la anul, avem termen de execuție, să fim în grafic în sensul în care să avem asfaltate aproximativ 70% din străzile comunei. Este o dorință mai veche, este o necesitate. Acest proiect este finanțat din banii europeni, valoare totală 1.200.000 de euro. Și după cum vedeți, tragem speranțe ca ea, ca și comună Corbu, să devină o comună atractivă. Și în special o dorință veche este infrastructura rutieră. Mai urmează și alte proiecte. Vă spuneam, practic este un pachet de 13 străzi care se referă la locațiile Corbu 1, Corbu 2 și satul Vadu. Care a început acum câțiva ani, în 2015 mai exact, s-a întocmit studiul de fezabilitate, a fost depus spre finanțare. Am obținut o finanțare de 1.210.000 de euro și am avut ghinionul, din păcate, să organizăm două licitații la care nu s-a prezentat nimeni. În momentul de față a fost atribuit contractul de lucrări acestei firme, care o vedeți, este o asociere dintre două firme. Au început lucrările. Urmează o decapare de 15-20 de centimetri a stratului existent, peste care se va așterne câteva straturi succesive de 10, respectiv 15 și încă 10 piatră spartă, pentru a obține o fundație solidă, după care va urma un strat de uzură din asfalt, 6 centimetri. Cuprinse lucrări de amenajare și colectare a apelor pluviale prin rigole betonate, dalate, astfel încât să și amenajarea podețelor în curți, acceselor în proprietăți.